Tatăl meu fiind șofer, adică de mic copil tot era alături de inimă chestia asta, nu că îmi plășie sau... Știm că este un lucru necesar la noi în oraș, da? Și adică am hotărât respectivele servicii să le ridic la un alt nivel. La coaching m-am trezit cu recomandat să mă duc Ion Hasnaș. El a transferat și banii pentru mine. În discuții la o cafea, adică eram permanent în căutarea unor instrumente noi sau cel puțin ceea ce nu cunoșteam la acel moment, cum am putea să promovăm în continuare business. Eram conștient că să mă ocup și de publicitate, și de angajați, și de clienți, și de relații cu clienți, și așa mai departe. Eu eram conștient că lucrurile astea se realizează în timp, însă eu eram împotriva la pas după pas, pas după pas vroiam mult mai repede să petreacă lucrurile. Facebook până n-am venit la coaching, doar toți o știau că eu n-aveam pagină pe Facebook și nici autobox nu avea. Prima dată când am pornit pagina, când a doua zi deja veneau clienți la spălătorii care trăiau la distanță 100 de metri și nu știau despre noi. Trebuie să ne evidențiem prin ce, mai ales în condițiile de concurență care sunt azi, deja adică noțiunea de deficit, da, au dispărut și adică practic noi vedem tot ceea ce vin și tăiați. Înainte de a veni la coaching, chiar nu-mi dădeam seama că unul îmi plătește colțuni de lână, de altul spală mașini. Și cum ar putea să găsească tangență în instrumente de a te promova? Și adică am înțeles, fiindcă cunoștințele până la urmă au o importanță foarte mare. Aplicând metodele de promovare pe care le-am aflat la coaching, se amplifică ritmul de dezvoltare și menținând acest ritm, adică este posibilitatea, adică nu că este, dar e garantată, posibilitatea de a merge mult mai înainte decât concurenții. Deja dispare necesitatea ca să te afli zi de zi lângă un angajat nou și să-i explici de câteva ori, repetat, cum trebuie să procedezi. Adică am însușit ce înseamnă perioada de instruire deja, am mai fost la seminare, am mai frecventat anumite cursuri, dar aici e concret, în țintă. Testarea de nișă, noțiunea testarea de nișă este un lucru foarte important. Lucruri esențiale cunoscându-le poți să testezi o anumită nișă. La mine soția, adică în mare datorită ei eu am puterea asta de a merge înainte, fiindcă ei în primul rând mă susține. Chiar ei mi-a spus că eu văd. Eu observ când tu vorbești, parcă tu ne-am ști ce trebuie să faci. Asta e esența. Finul meu spune când zici că te spișești jit. Vreau să folosesc timpul la maxim. Adică vreau să-l folosesc la maxim, deoarece știu că până la 40 de ani vreau să realizez mult.